Acțiunea a început de dimineață în satul Drislea din Trușești. De acolo, reprezentanții de la mediu, împreună cu cei de la Direcția Silvică, au mers în Ștefănești și apoi la Vlăsinești. În toate aceste locuri, plantările s-au făcut doar intravilan, în curtea școlilor și a altor instituții. Inițiativa a venit din partea Comisariatului Gărzii de Mediu Botoșani. Avem ca și partener Direcția Silvică Botoșani, care asigură asistența tehnică, pune la dispoziție și puieții, iar colaboratori sunt trei UAT-uri, două comune și un oraș. Responsabil cu instruirea și asistența tehnică au fost inginerii de la Direcția Silvică. Tot ei au donat și câteva sute de puieți, în principal tei și mălin. Cu două de aici se prinde așa și se încerci, că dacă se smulge, dacă l-ai tasat bine, îi tasa bine și îi poți bine. Ia. Bun, și mai pune apă și lasă, uite ce ulei să mai face, ia, ca să... Fin apa? Apoi el se... Trebuie să-i faci o vatră, normal, da, spune. Da. Printre voluntari au fost și câțiva elevi de liceu chemați la treabă de către primari, dar și câțiva oameni din fiecare sat. Un lucru extraordinar, pentru că trebuie la școala asta. Problema este că ar trebui din ăștia care, uitați-vă, ăla, au început să cadă niște bucăți de copaci. Uitați-vă sus așa, când bate vântul mai tare, să rup și cad, să ferească Dumnezeu cu prindii un copil. Ar trebui așa puțin, tăiat. În momentul când îi vântul mare, să vedeți cât de tare și plesnește și cad bucăți de copaci ăla. Reprezentanții Gărzii de Mediu ar fi vrut o campanie mai mare în mai multe comune, așa că au trimis solicitări către 10 primari din județ, însă au răspuns doar 3. Am o părere foarte bună de parteneriat făcut cu Garda de Mediu Botoșani și Ocolul Silvic Trușești, prin Osim la Botoșani, deoarece dorim să avem o viață mai curată, un aer curat la noi localitate și pe tot teritoriul țării românești. Campania este a doua de acest fel din anul 2017. Prima a avut loc în primăvară, însă a fost mai restrânsă deoarece, spun inginerii silvici, toamna copacii au șanse mai mari să se prindă.